Ghidul alegătorului român din străinătate este parte a campaniei de informare derulată de MEAE cu scopul aducerii la cunoștință cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate a modalităților de exercitare a dreptului de vot pe care le au la dispoziție la alegerile parlamentare din acest an. Potrivit MEAE, ghidul conține informații referitoare la categoriile de cetățenii români care pot să-și exercite dreptul la vot în străinătate, modalitățile de exercitare a dreptului în străinătate, programul de votare, documentele de identitate în baza cărora se poate exercita dreptul de vot la secțiile din străinătate, instrucțiuni privind exercitarea votului prin corespondență. Cetățenii români din afara granițelor pot consulta Ghidul alegătorului român din străinătate pe pagina de web a MEAE, la secțiunea dedicată votului în străinătate la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016. La acest scrutin, alegătorii români din străinătate vor avea la dispoziție 417 secții de votare, cu 111 mai multe decât la scrutinul parlamentar din 2012 și cu 123 mai multe decât la prezidențialele din 2014. Ministerul amintește că cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot vota la alegerile din 11 decembrie prin corespondență dacă s-au înscris în registrul electoral cu această opțiune în termenul prevăzut de lege, adică în perioada 1 aprilie-14 septembrie 2016 și la oricare dintre secțiile de votare organizate în străinătate. Informații utile privind votul la alegerile parlamentare în afara țării sunt disponibile pe pagina de web a MEAE, la secțiunea dedicată alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016, www.meae.ro/parlamentare2016, precum și pe site-urile misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare ale României.